Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cornel Ciurea și vă invit la o nouă ediție a emisiunii De Facto. În ultimele zile am trăit la intensitate maximum unele evenimente din viața internațională, desigur, atacul terorist de la Moscova sau bombardamentele Kievului. Acestea sunt evenimente majore, iar ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, sigur că nu este de comparat cu aceste evenimente, spunem noi, poate cu un anumit sentiment de ușurare. Totuși, în Republica Moldova avem evenimente politice. Chiar astăzi am văzut că procurorii au descins la un fost deputat, au ridicat niște bani, deci se află procurorii în treabă. De asemenea, la multe alte partide au avut loc evenimente de consemnat, de exemplu, socialiștii și-au ales un nou vechi președinte. Vrem să discutăm în principal astăzi despre viața politică internă și activitățile partidelor politice cu analistul politic Ion Tăbârță. Domnul Tăbârță, bună seara! Bună seara! Domnul Tăbârță, da, cred că totuși vom discuta un pic și despre politica externă, pentru că evenimentele de la sfârșitul săptămânii trecute, sigur, nu pot fi lăsate în totalitate fără comentarii, dar asta o să o facem poate la finalul emisiunii de astăzi. Haideți câteva cuvinte despre evenimentul de azi. Doamna Eleonora Graur, fost deputat, a fost vizitată de procurori, s-au ridicat niște sume de bani, nu știu, pentru politica moldovenească sunt mari sau mici, 80.000 de euro, vreo 400.000 de lei. Ea este cumva vizată într-un dosar de îmbogățire ilicită. Doamna Graur, fiind cumva astăzi un politician, a fost deputat din partea Partidului Democrat, dar astăzi cumva nu este anexată vreunei echipe politice, totuși în Rezin, acolo unde ea s-a consacrat ca politician, echipa ei colaborează cu domnul Chicu. E vreun mesaj politic transmis doamnei Graur sau cum ați văzut în general aceste vizite ale procurorilor? Așteptăm mai multe detalii. M-ați întrebat de această sumă. Pentru un cetățean de rând este o sumă mare, pentru politicienii noștri, cel puțin pentru o bună parte din ei, cred că nu prea este o sumă mare. Da, n-am rămas impresionat. N-am rămas cel puțin impresionat de această sumă. Așteptăm detalii. Da, într-adevăr, domniei nu prea este activ în ultimul timp sau nu a fost vizibil cel puțin. În trecut ea a plecat de la Partidul Democrat, dacă nu mă greșesc, gen așa ceva. Da, dar totuși la Rezina, președintele raionului, dacă nu mă înșel, este un politic. Este echipa, cu alte cuvinte, raionul este condus de echipa domnului Chicu, pe care am impresia că doamna Graur încă mai trage sorile pe acolo. Eu nu exclud acest lucru și de asta trebuie de văzut toate subtilitățile, trebuie de așteptat să vedem și explicațiile procurorilor. Eu sunt sigur că în orice raion, în orice localitate din Republica Moldova sau centru raional sau în aceste consilii raionale, sunt anumite persoane, nu cele mai vizibile, care trag sforele. Fie că au fost politicieni activi în trecut, fie că poate mai puțin. Însă tot timpul în localități din Republica Moldova au fost anumite persoane cu o anumită notarietate care au avut o anumită influență în localitatea aceea. Acum, ceea ce se întâmplă cu doamna Graur nu cunoaștem în detalii. Desigur, și cel mai probabil pe această linie merg cei de la partidul condus de domnul Chicu, cu este o răzbunare politică. Că, bun, eu încă n-am văzut declarații în cazul nici ta, dar putem să anticipăm că la noi orice persoană care mai puțin sau mai mult a fost implicată în procesul politic, dacă este vizată în anumite dosare, imediat îl etichetează ca fi unul politic. Indiferent dacă motivele percheziționării sau acțiunii oamenilor legii au vreo legătură cu politica sau nu. Dar dumneavoastră cum credeți? Bun, de cele mai multe ori ele au legătură, pentru că eu admit ce spuneți dumneavoastră, că uneori se mai exagerează cu implicarea politicului în diverse arestări, dar cel puțin cei care se află în opoziție, de fiecare dată, atunci când este atins cineva din echipa lor, spun și probabil chiar cred că asta ține de implicarea politicului.
Probabil că unii chiar cred, dar eu sunt sigur că sunt persoane care sunt conștiente că nu neapărat ceea ce au făcut ei și pentru ce sunt percheziționați, urmăriți sau închetați, au implicațiile politice. Dar, desigur, este o poziționare de apărare imediată a cataloga că aceasta se întâmplă din cauza unor motive politice sau activității politice. În cazul dat, așteptăm mai multe detalii, așteptăm mai multe informații ca să ne pronunțăm mai exact, să știm ce a fost acolo. Domnul Tăbuț, în acest weekend un eveniment important a avut loc pentru Partidul Socialiștilor. Ei l-au ales din nou în calitate de președinte pe Igor Dodon, ceea ce înseamnă de fapt că au revenit la o formulă politică mai veche, pentru că la un moment dat ei au renunțat la funcția de președinte o persoană și au fost conduși cumva de un fel de triumvirat compus din 5 politicieni. O formulă politică ciudată care mie mi se pare că nu a funcționat. Nu știu ce impresie ați avut dumneavoastră și cum vi se pare această nouă desemnare, nouă veche desemnare a lui Igor Dodon în fruntea Partidului Socialiștilor. Eu cred că este o revenire normală. Domnul Igor Dodon, ce atitudine nu am avea față de el, pozitivă sau mai puțin pozitivă, oricum a rămas în toată această perioadă cel mai influent politician din rândurile socialiștilor. Vechea formulă, mai degrabă, a fost o modalitate a domnului Dodon de a pleca și totodată de a nu pleca. Probabil aici trebuie de făcut o mică, nici nu preistorie, dar o mică incursiune care a fost motivele plecării domnului Dodon. Da, spuneți-ne. Domnul Dodon în 2020-2021 a suferit două înfrângeri usturătoare pentru el, dar și pentru anumite forțe din exterior, dar și pentru Federația Rusă care miza pe el. Igor Dodon a fost foarte mult ajutat de către Federația Rusă să crească politic. El a crescut pe etape, fiind, desigur, aici și într-un acel parteneriat cu Vladimir Plahotniuc. Prin 2019, prin acea... Parteneriat neanunțat, totuși, neanunțat. E presupus parteneriat. Informal, cu toate că noi toți care urmărim procesele politice, se vedea, să se seza acest concubinaj, pentru că n-a fost un parteneriat niciodată cu acte în acte în regulă. Ulterior, chiar Moscova l-a ajutat să scape și de Plahotniuc în 2019. Igor Dodon, când a avut toată puterea, a suferit aceste două înfrângeri usturătoare în fața lui Maia Sandu. Moscova a încercat să identifice și alte proiecte politice sau alți politicieni care să-i susțină în Republica Moldova. Igor Dodon nu că s-a abandonat în totalitate, însă el nu a mai reprezentat acea miză principală. Moscova a încercat să găsească alte soluții pentru socialiști, s-a găsit această echipă tânără cu acest triumvirat, de fapt erau vreo 5 persoane. Da, da. Nu știu cum să-i spun, triumvirat aplicat la 5 persoane. Dar mai puțin contează. S-a văzut că acele persoane tinere, niciuna nu au acel potențial de a fi o locomotivă electorală și în contextul viitoarelor bătălii electorale, Igor Dodon, uitându-ne și la sondaje, a revenit în fruntea formațiunii, probabil a convenit anumite lucruri cu anumite cercuri de la Moscova, pentru că se mizează și pe socialiști și inclusiv se mizează și pe el. Deși, încă o dată, mă repet, Igor Dodon, socialiștii, nu mai sunt principala miza Moscovei, doar una dintre mizele politice în Republica Moldova. Totuși, sondajele ne arată că socialiștii se clasează pe locul 2, au a doua fracțiune parlamentară bună împreună cu comuniștii în Parlament. După aceste criterii am putea spune că este principala forță de opoziție. Eu nu aș folosi într-un mod univoc astfel, pentru că din punctul de vedere al combativității politice nu cred că ei se află pe locul întâi. Totuși, sigur că este o forță politică importantă pe scena noastră.
Cum vi se pare șansele de mai departe a socialiștilor, în primul rând și a lui Igor Dodon, pentru că totuși ne apropiem de legea prezidențială, probabil unul dintre criterii pentru care a fost reașezat în fotoliul de președinte este o posibilă participare a lui în acest scrutin, chiar dacă el încă nu a fost foarte clar în acest sens, nu a fost limpede. El ar fi vrut să participe, dar eu nu știu că dacă anumiți geostrategi, le spunem așa, de la Moscova, sunt de acord cu asta. Nu admiteți că domnul Dodon poate să întreprinde anumite acțiuni și fără a se consulta cu Moscova, pentru că eu nu cred că el este 100% teleghidat. Nu, eu sunt de acord că el nu este 100% teleghidat, de aici și o anumită opunere și o anumită rezistență a lui de a fi înlăturat. Și revenirea lui, asta înseamnă și un anumit succes local al dumnealui de a fi acceptat și de a intra din nou în anumite calcule ale Moscovei, nu vreau să zic în grație, dar într-adevăr socialiștii nu au fost cei mai vizibili în ultimul timp, ba din potrivă, în ei s-a lovit și s-a lovit nu dinspre dreapta politică, din potrivă, dinspre dreapta politică. Ei, bun, au fost și dosare penale. Într-o anumită perioadă. Dar eu mă refer la acțiuni politice. La acțiuni politice, nu mă refer la acțiuni penale, la acțiuni politice au fost loviți dinspre stânga. Faptul că a fost creat acest partid sau renăscut sau reactivat acest partid de renaștere, e clar că s-a făcut cu scopul de a plasa pe segmentul electoral al socialiștilor. Da. Dar Igor Dodon a revenit, cât de vizibil va fi și cât de activ, cred că asta va fi în funcție de ce susținere, în mod special susținere financiare. Probabil fondurile nu vor mai fi atât de generoase cât au fost în trecut, dar vor fi de natură că să-l ajute pentru întreprinderea unor anumite acțiuni politice. Că se spune că în astfel de situații se mai pune și deoparte, asta sunt alte discuții, însă... Când vorbim despre fonduri, noi în general ne referim la fonduri mai curând neoficiale. Neoficiale, da? în mod evident. Nu cred că vor veni... În politica noastră, astăzi, fonduri oficiale pot folosi doar cei aflați la guvernare, că numai ei primesc de la stat bani, în proporții cât de cât acceptabile pentru a întreține. Nu, eu mă refer la surse financiare neoficiale, care, cu toate că cei de la Moscova, cu toate că cei de la socialiști ar să negar că primesc astfel de surse de la Moscova, însă ele, la nivel informal, tot timpul au fost... Noi presupunem, în mod evident. Noi nu suntem naivi să credem că la noi partidele politice și politicienii până acum au acționat așa cu mănuși albi și fiind imaculați. Aceasta a fost o caracteristică a procesului politic din Republica Moldova. La sigur este și acum, de-am cine, cum, în ce măsură, ce actori, noi desigur nu putem spune. Da, este interesant că de multe ori trebuie să coborâm în analiza noastră de la nivelul formal la cel informal, adică neoficial al politicului, pentru că multe lucruri importante se produc anume acolo. Și noi toți ne înțelegem că ele se trec, însă în mod evident nu avem dovezi și cu atât mai mult nu avem dovezi juridice probate în acte de judecată. Dar acestea nici instituțiile statului nu le au. Da. Sondajele de multe ori vorbesc despre un tur 2 la alegeri prezidențiale. Ele indică cel puțin că domnul Dodon e cu șanse într-o eventuală confruntare cu actualul președinte a țării. Dumneavoastră, ce părere aveți despre asta? Pentru că sunt unii care spun și că ar fi bine să găsim un alt contracandidat. Mă refer la opoziție. Nu sunt în totalitate convinși că un fost președinte bătut deja este potrivit pentru a participa și a revendica revanșa. Sunt astfel de interpretări, cu atât mai mult că cele mai multe interpretări spun că domnul Dodon ar fi în momentul dat cel mai convenabil contracandidat al președintelui Maia Sandu. Convenabil din punctul de vedere al puterii. Al puterii sau din punctul de vedere a câștigului sau recâștigului doamnei președinte, actualul președinte Maia Sandu. Pentru că pe dreapta noi avem un candidat cert, un candidat cu cele mai multe șanse. Alții nu prea avem.
Dar pe stânga sunt mai mulți candidați cu anumite șanse, însă aceste șanse mici în comparație cu ale doamnei președinte Maia Sandu. Și acum stânga politică încearcă să identifice acel candidat care ar putea să fie cel mai bun contracandidat pentru Maia Sandu. Ceva similar noi am avut în 2016, când dreapta cata un contracandidat pentru... Au organizat sondaje, au făcut pentru asta. Asta sunt alte discuții. Știm foarte bine că atunci dreapta a făcut o figură frumoasă, însă până la urmă au pierdut, pentru că toată mașinăria puterii de atunci lucra contra dreptii. Acum mașinăria puterii lucrează contra stângii, domnul Prevuț. Bine, în funcție cum vedem și cum interpretăm această mașinărie a puterii. Dacă să ne referim la contracandidați, l-avem pe domnul Dodon, doamna Vlah, posibil Ion Ceban, care între timp, pe undeva, printre rânduri, a admis că ar putea să candideze. Și s-a vorbit foarte mult de un candidat apolitic. Igor Dodon a spus că da, el este de acord să fie acest candidat apolitic, însă acest lucru nu este valabil pentru Irina Vlah, pentru că dumneavoastră, sub o formă sau alta, a avut o anumită activitate politică. Ce e cerese că Igor Dodon mai degrabă ar fi acum de acord să sacrifice alegerile prezidențiale, dar miza fiind pentru el, pentru formațiune, anume alegerile parlamentare. Acum să sacrifice, stați puțin. Bun, înțeleg că el vrea și un rezultat bun la alegeri parlamentare. El vrea să participe. Dacă nu va fi posibil să participe, să nu participe un candidat dintre cei care au un anumit potențial pe stânga politică. Aha, deci să ajungă la o înțelegere că va fi înaintat un alt candidat. Un alt care nu are nicio treabă. Și atunci el poate să nu participe. Pregătindu-se pentru alegerile parlamentare din 2025. Pentru că dacă participă doamna Vlah sau doamna sau domnul Ion Ceban și el nu, atunci practic el face un cadou politic pentru acești politicieni. Am înțeles. Dacă am văzut că l-ați pomenit pe Ion Ceban, v-a vorbit, dar acum n-ați pomenit un alt politician care în ultimul timp a făcut act de prezență și l-am văzut în câteva interviuri, vorba de Renato Usată, care și el are veleități de a ajunge președinte de țară. Data asta are vârsta cuvenită. Cum vi se pare ultimele lui ieșiri la rampă? A vorbit despre un eventual referendum. Critică puterea. Chiar dacă puțin m-a mirat afirmația lui, el zice că pentru un politician de opoziție cumva nu este caracteristic. El zice că deocamdată nu este convins că avem un regim, în sensul opresiv al termenului, dar în scurt timp acest regim al Maia Sandu, care încă nu este regim, va deveni opresiv 100% pentru că va intensifica represaliile, așa cel puțin afirmă. Domnul Usatu și în 2020 a avut vârstă, el și-a participat atunci în turul 3, a acumulat un scor bun. În turul 1 s-a clasat pe locul 3, acumulând un scor bun. Dar dacă să revenim la Renato Usată, e probabil că dumnealui are cea mai spectaculoasă carieră politică, cu apariții spectaculoase, plecări, reveniri, la fel, poate, dacă nu chiar atât de spectaculoase. Cam așa, el într-un timp dat era un fel de joker politic pe scena politică. Acum nu este. Acum nu prea cred. Dumnealui a reapărut la alegeri locale, a fost cum a fost, încearcă dumnealui să revină în prim planul politicului moldovenesc, însă deja s-a pierdut din acea scânteie, nu vreau să zic farmica dumnealui, din acea scânteie. El caută modalități acum de revenire. Ceea ce face el cu aceste alegeri parlamentare anticipate, eu nu cred că el are vreo șansă, dar mai degrabă este o politehnologie politică pentru a-și forma un anumit PR politic. Probabil încearcă să se poziționeze fiind unul dintre candidații actualului partid de guvernământ, actualei guvernări. Cel mai probabil și dumnealui mizează pe alegerile parlamentare și poate mai puțin pe cele prezidențiale. Cele prezidențiale fiind pentru el mai degrabă o trambulină, o pistă de relansare pentru alegerile parlamentare.
Dar dumneavoastră, dar dumneavoastră admiteți că un politician astăzi nu neapărat trebuie să vizeze victoria să, ca justificare pentru a participa în alegeri prezidențiale. Deci mai mulți politicieni, chiar dacă poate nu au șanse serioase să câștige, au tot motivul să participe pentru a de acord, ori de obține un rezultat ca să fie locomotivă. Da, pentru locomotivă, pentru în a se poziționa sau pentru a relansa sau lansa formațiunea în perspectiva alegerilor parlamentare, pentru că dacă să nu uităm, cine au acum șanse reale este Maia Sandu și încă vă 2-3 politicieni. Și mai mulți, noi înțelegem, indiferent cum ar lucra sau nu ar lucra mașinăria puterii sau că ar fi favorizați ori nu, noi vorbim de șanse pentru anumit candidat. Știți, când la începutul unui competiții sportive, tot timp sunt anumiți favoriți. Sunt anumiti candidați care au șanse mai bune sau favoriți. Domnul Sata acum nu cred că este printre cei politicieni. Da, noi uităm să-l mai pomenim pentru că... Dar în perspectiva unor alegeri parlamentare, desigur, anumiți politicieni, fie care au fost activi, fie care s-au consacrat cândva în politica moldovenească, fie care doar țintesc acest lucru, ei trebuie să-și calculeze strategia în așa mod ca alegerile prezidențiale să fie o pistă de lansare pentru alegerile parlamentare. Cel mai probabil și domnul Usată cum face acest lucru. Bun, știindu-l pe domnul Usată, aș presupune că el nu a renunțat la epoleții de mareșal. Domnul Sată... El își dorește, cu siguranță, funcția și rolul de președinte, dar care sunt șansele lui? Bună, asta este... Și probabil el își evaluează cât de cât optimist posibilități. Domnul Sată, una dintre caracteristicile activității politice lui era să mai facă show. La dumnealui, cam acest show în ultimul timp a dispărut, el având niște reacții naturale a lui de a fi mai așa, știți, caracteristic. Prin poate e bine, un președinte trebuie să fie nu, și mai serios. Eu nu spun că acest lucru nu este bine. Doar că și el acum mai are în aceste reflexe lui. Însă anterior el avea și anumite informații. Cine le dădea? Plahotniuc sau altcineva? Însă el venea cu anumite informații care o parte din ele ulterior se dovedeau a fi adevărate. Și altă parte neadevărată. Și altă parte neadevărată, în funcție ce urmăreau cei care aruncau această informație. Acum, cam această caracteristică a lui de a veni cu niște dezvăluiri așa mai... La ultima apariție el a vorbit despre confruntarea pentru funcția de procuror general, e adevărat că nu ne-a dat nume, a spus că sunt trei echipe acolo care se bat pentru a-și promova propriul candidat, deci anumite dezvăluiri face din culise, e adevărat că nu sunt foarte clare. Nu sunt foarte clare și noi de fapt știm că acolo sunt în cadrul procuraturii anumite grupări care se luptă între ele. Asta știm și noi, da. Asta știm și noi când vorbeam la început despre anumite informații neprobată care vine din zona informalului. Da. Dar anterior, domnul Sadă venea cu niște dezvăluiri, cu anumite informații cunoscute doar dumnealui. Subini, ea era cunoscută, dar era cunoscută unor cercuri restrânse și noi o aflam de la el. Acum ce ne-a spus el cu acești... Deci nu v-a convins. Am înțeles. Să mai lucreze, poate, să fie mai convingător. O altă temă este Manuș, în primul rând, liderul Manului, domnul Ion Ceban. Ați vorbit despre el ca un posibil contracandidat cu șanse pentru candidatul dreptei, care încă nu este... Dreptii sau stângii politice? Deci, pentru candidat. Deci domnul Ceban pentru Maia Sandu, cum ar veni. Da. Da. Și pe 21 martie el sesizează Curtea Constituțională în subiectul aceste reforme restart a asistențelor sociale. E o dispută întreagă și în ceea ce privește educația între centru, cum ar veni, Guvernul Național și Primăria Chișinăului și în subiectul asistențelor sociale. Simțiți că domnul Ceban aspiră să devină președinte sau e cumva o confruntare pentru Chișinău? Nu. Domnul Ceban a câștigat Chișinăul. Eu nu cred că acum dumnealui dorește să-și facă capital politic pentru Chișinău. El deja l-are.
Și dacă în 2019 putem să vorbim despre susținerea socialiștilor, nu mai știu ce politehnologi roși care au venit și au lucrat pentru el, acum, în 2023, a fost victoria domnului Ceban, indiferent cine și cum ar fi stat sau nu ar fi stat în spatele său. Dar totodată trebuie să facem această remarcă că proiectul Ceban, proiectul politic Ceban, Manțu, Man Ceban, pentru că noi toți înțelegem că deocamdată se asociază practic doar cu numele dumnealui, este un proiect politic tot doar pentru Chișinău. Dacă ne uităm, dumnealui are 20 de consilieri municipali și raionali și toți sunt în municipiul Chișinău. Acest partid nu are structuri în afara Chișinăul, sau poate dacă le are, le are foarte slabe, ele nu sunt prezente, ele nu sunt influente. Alegerile locale au demonstrat-o foarte clar. Totuși sondajele îl arată cu șanse, cu anumite șanse. Îl arată cu anumite șanse pe baza anumitor susținători din municipiul Chișinău. Eu cred că ceea ce face dumnealui acum încearcă să se acumuleze capital electoral pentru o eventualitate lansarea proiectului politic la nivel național, sau mai degrabă o răspândire, o creștere. Cu regret au nimerit acești asistenți sociali din mijlocul tuturor acestor dispute între primărie și guvern. Nu este normal așa să fie și chiar dacă dumnealui a ales în așa mod să-și facă capital electoral, atunci nu cred că ales cea mai indicată categorie socială. Eu, din start vreau să zic, eu nu cunosc toate subtilitățile, nici nu am intrat în subtilitățile acestei dispute. Știu că am avut acea dispută la anul nou cu acele grupi sau program prelungit la școli. La, da. Asistenții sociali, tot e o situație neclară, guvernul este... le achită, înțeleg, salariul, dar după asta oprește din prelevările spre primărie. Au spus că o să le ia din banii primăriei Chișinăului, primăria Chișinăului tot fiind nemulțumită că și așa primește puțin doar 13% din ceea ce contribuțiile. Eu nu pot să vă spun, pentru că n-am probleme ca și dumneavoastră, dar eu cred că acest mod de finanțare a unităților teritoriale administrative care există acum, el trebuie reevaluat, pentru că tot timpul puterea politică a folosit această finanțare de la buget a instituțiilor din unitățile teritoriale administrative, le-au folosit pentru a centraliza puterea politică, de a construi deci această... Deci asta face și puterea actuală, pentru că vedem și în cazul Găgăuziei același lucru. Ei... În cazul Găgăuziei este un subiect mai aparte, acolo e... alta este situația, dar eu mă refer la aceste unități teritoriale administrative și anume din Vildoi, la raioane, pentru că acest modul cum funcționează actuala finanțare pentru educație, pentru social, pentru medicină, nu cred că este una corectă, dimpotrivă este una disfuncțională, pentru că guvernarea tot timpul a avut, și nu mă refer la actuală, la toate guvernările, a avut această tentație de a folosi acest mod de finanțare pentru a loializa anumite structuri instituționale din unitățile teritoriale administrative. Domnul Tăbârță, da, dacă tot vorbim despre Ioan Ceban și nu numai, alianța lui cu o presupusă cumva declarată, dar pusă în același timp sub semnul îndoiele o alianță cu PSD, Partidul Social Democrat European, ar putea să-l ajute? Pentru că ați spus că o problemă serioasă pentru Man și pentru Ceban este lipsa organizațiilor teritoriale, ceea ce nu este o problemă, din câte înțelegem, pentru PSD. Pentru PSD nu este o problemă. PSD, într-adevăr, probabil simte că nu are acum o anumită locomotivă electorală care ar putea să capteze electoratul. Aici nu spun nimic contra actualei conduceri de partid a PSD-ului, însă noi toți înțelegem că la noi partidele politice sunt totuși proiecte sau caracteristica lor este de a fi personalizată. La noi cât un anumit politician este popular, și proiectul politic respectiv sau partidul politic respectiv
se bucură de susținere în rândurile electoratului. Cum popularitatea acestui politician scade, cum scade și susținerea acestui partid politic. Însă nu toți politicienii, pot fi politicieni foarte buni, foarte onești, cu anumite capacități, însă nu toți sunt locomotive electorale sau au această carismă de a fi locomotive electorale. Ei, un pic, ați criticat acum PSD, eu fără avea sigur această intenție. Și nu e vorba doar de PSD, mai este și alte, mai sunt și alte partide politici care, din anumite motive, partidii unde sunt oameni buni, unde nu neapărat aceste partide cresc în preferința electoratului, anume că nu există aceste locomotive electorale. Însă PSD are structuri în teritoriu, structuri încă moștenite de la Dumitru Deacu, ulterior dezvoltate de către Plahotniuc sau cum a fost el Plahotniuc, însă noi știm cum a lucrat el în teritoriu cu această verticală exagerată a construcției partidului. Însă anumite structuri au rămas, s-a văzut la alegeri locale, domnul Ion Ceban Somanu nu are aceste structuri și probabil s-a încercat de a se ajunge la acest măriaș. Din câte eu știu, deocamdată nu prea au ajuns la un anumit compromis, a încercat să se negocieze acolo, nu s-a reușit ajungerea la compromis. În plus, domnul Ion Ceban, cred că fiind un politician curtat atât de ies cât de vest, cred că încă alege cu cine până la urmă să fie ori cu est, ori cu vest. Faptul că s-a intitulat pro-european, asta nu înseamnă neapărat că el va fi... Când negocia cu PSD-ul, dacă s-a încheiat el, cu cine curta, cu cine negocia, cu estul sau cu vest? E greu de spus aici, probabil și cu vestul, sau probabil... Da, pentru că cunoaștem relația PSD-ului cu PSD România. Aici ne ducem în acea zonă a speculațiilor care nu pot fi probate. Da, la PSD e interesant, n-am pomenit despre acest lucru, cred că este cazul să le spunem și telespectatorilor, a avut loc o ședință importantă, biroul permanent al PSD-ului, au apărut foarte multe zvonuri și culise, discuții despre plecări spectaculoase a vicepreședinților. Bun, din câte înțelegem, nu au fost chiar plecări, dar câțiva vicepreședinți s-au retras din funcție, rămânând în partid. E vorba și de domnul Ciubuc, cunoscut fost ministru al agriculturii. Da, a fost unul dintre cei mai mai activ și prezent în spațiu public politicieni din ultima perioadă. Domnul de la Godene. Pânzăr, doamna Lesnic, bine. Buclean a fost. Ei erau apropiați de fostul ministru al internii, domnul Jusnic. Și fostul președinte de la Glodeniu. Domnul Leucă, da. Deci în lista Unimedia, pentru că ei au venit cu această știre, nu a fost prezent aceasta. Cum vi se par aceste discuții? Despre ce discut? Care sunt, dacă există contradicții, în ce constau aceste contradicții în interiorul PSD-ului? Pentru că s-a vorbit iarăși că domnul tot din bârfe, care nu pot fi cumva certificate, validate, tipurile PSD-ul are discuții de taină cu unii lideri ai PAS-ului. Bine, se vorbește în acel material la Unimedia, nu știu pe cât este de veridic și cât sunt de corecte sursele acestei publicații electronice, dar s-ar fi vorbit despre anumite discuții care le-ar fi purtat domnul Ion Sula cu domnul Andrei Spânu. Noi nu știm este așa ori nu este așa, dar în mod evident că PAS-ul are nevoie de un anumit partener la următoarele sau după următoarele alegeri parlamentare. Partener pentru ce? Pentru formarea unei coaliții de guvernare. Aha. Pentru că nu cred că acum putem avea discuții de genul ca PAS-ul după următoarele alegeri parlamentare să acumuleze de unul singur numărul necesar de voturi pentru a forma o coaliție de guvernare. Și vedem că PAS-ul mai mult caută acest lucru dinspre centru stânga, sau chiar stânga, dacă ne uităm la alianțele locale pe care le-au dorit ei cu Partidul Socialist. Ei nu prea își doresc alianță cu dreapta politică, pentru că să nu crească un potențial concurent electoral care le-ar rupe din voturi.
Dar dacă dăm credit acestei bârfe, totuși, bârfe, dar noi suntem obligați să vorbim și despre bârfe, despre întâlnirile PSD-ului cu unii lideri ai PAS-ului, în ce măsură avem dreptul să credem că acești lideri ai PAS-ului negociază în numele partidului? Pentru că în cazul domnului Spânu am putea admite că el, că ei își creează cumva niște culoare politice, poate personale. Nu, evident că noi doar acum interpretăm sau doar modelăm, însă acest model, sau anumite contacte informale între PSDE și PAS nu ar fi lipsite de o anumită logică dacă vorbim din perspectiva calculurilor politice la rece, lăsând deoparte PAS emoții. Caută partener. Da. PSD-ul și în mod evident că deocamdată ele sunt la nivel informal. Eu nici nu sunt sigur că mulți din PAS cunosc despre acest lucru. Ei, dacă sunt la un cerc foarte și foarte restrâns. Ori domnul Spânu, dacă ne ducem acel cerc restrâns, ar putea să facă parte din acei politicieni care au o anumită influență și care fac parte din acest cerc restrâns. Dar, într-adevăr, noi nu suntem siguri, nici pe departe nu suntem siguri că acest lucru a avut loc sau nu sunt doar niște speculații. Suntem comentatori, domnul Tăbârță, suntem obligați să comentăm ceea ce apare în spațiu public. Dar o anumită logică de logic politic-tehnologic, acest scenariu are și de aici poate și a fi sau nu a fi aceste discuții. Dar cine știe, noi nu știm să cunosc sau nu să cunosc domnul Sula cu domnul Spânu. Ei cândva au făcut parte din Partidul Liberal Democrat. Ei poate au o relație personală încă de pe acele timpuri și acum cu vreo ocazie s-au întâlnit și au stat la o bere sau mai știu, poate ei nu la o bere. Dacă se întâlnesc, nu dar ei să nu uităm și acest aspect, că ei cândva au făcut parte din acei formațiuni politic și noi nu știm care până la urmă este relația personală între cei doi. Apropo de PLDM, domnul Tăbârț, nu m-am gândit să vă întreb, dar acum dacă mi-ați ridicat mingea la Fileu, în ultimul timp îl vedem foarte activ, s-a activizat domnul Filat, știu că vă mai telefonează din când în când. Nu. Pe mine m-a telefonat odată, adică înainte nu m-a sunat, acum sună. Deci omul este interesat de activitate politică și este și critică actuala guvernare, chiar dacă putem spune că PAS-ul este cumva o progenitură, un copil al domnului Filat. Nu știu dacă o să validați această comparație, adică nu e comparație, această asemuire. Cum vi se par criticile domnului Filat la adresa PAS-ului? Maia Sandu a spus că nu votează nici ruptul capului pentru Maia Sandu. Este opțiunea dumnealui politic. El a fost cel care a dus-o pe Maia Sandu în, nu neapărat în politica mare, dar în procesele guvernamentale, pentru că dumneiei poate mai puțin a fost politician când a fost la PAS. Da, i-a venit în cadrul echipei PAS, dar în etapă, așa putem spune, mai tardivă. Inițial, dacă nu mă greșesc, în vara 2012, el nu era implicat activ în procesele politice interne de la PAS, mai degrabă s-a implicat undeva prin 2014, aici spre sfârșitul, hai să spunem că, perioadei influente acestui partid. Noi am avut afirmații de genul că cei care sunt în PAS acum sunt cei din linia a doua a PLD-ului și într-adevăr așa este. Dar ei deja nu mai sunt PLD-miști, da? Și-au schimbat. Nu, bine, dar hai să când PLD-ul când a reapărut, la un moment dat erau foarte mulți din Partidul Forțelor Democratice. Sau chiar, dacă nu mă greșesc, și atunat și adunat. Ei erau de peste tot. Nu, erau peste tot, dar PLD-ul a început să fie format prin 2007-2008. 2007, după ce domnul Filat a candidat. Și l-au adus și pe Godea, și pe Tănasă, și pe Leancă. Ăștia nu erau PFD-ști, ăștia erau... Nu, ăștia nu, dar au fost anumite... În sensul bun, dar adunători. Nu, dar din câte eu cunosc, prin teritoriu, anumite structuri, au fost fostului PFD. Bine, pot să greșesc. Da, atunci, de ce e să vorbim acest termen că sunt sau nu mai sunt PLD-miști?
Nu cred că neapărat noi operăm cei mai corecți termeni. Mai degrabă acești politicieni a fost adeptul unui formațiuni de dreapta. PLDM a apărut în politica mare. Într-adevăr a fost un proiect politic cumva crescut pe abilitățile domnului Filat, care nu îi le putem nega aceste aptitudini ale lui. El a strâns anumite notarități. De ce au plecat? Cum au plecat aceste persoane din PLDM, unii din ei chiar lovindu-l așa pe din spate pe domnul Filat, sunt alte discuții. Acum, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, vedem această activizare a domnului Filat. Ai impresia că undeva dumnealui puțin și-a pierdut răbdare. El anterior critica dar mai atent și undeva mai punctat. Mai țintit, da. Uh-huh. Acum dumnealui, într-adevăr, practic toate acțiunile PAS-ului a început să le critique, să le critici pe undeva chiar cu un anumit exces de zel. Îi va permite sau nu îi va permite acest lucru revenirea în politică mare? Adică nu vedeți calcul politic, dar mai mult emoții în critic. Nu, este un anumit calcul. Aha. Posibil să bazează și pe anumite emoții. Dumnealui a văzut că nu prea aduce mult succes această tactică de a lovi țintit și a trecut la aceste ținti totale. Vom vedea. El încearcă să joace o anumită carte politică, desigur. În 2007 el avea dezavantajul că nu avea anumite experiențe pe cont propriu, dar totodată nu avea nicio moștenire de imagine care să-l tragă în jos. Acum el are această experiență, însă are o imagine pe care o are, că e corectă, că nu e corectă, că s-a lucrat la ea. Este deja o altă discuție și el trebuie să găsească modalități. Cum? Urmărim și această el încearcă să găsească modalități. Da. Vom vedea. Și o ultimă întrebare legată de formațiunile politice. Bun, ați vorbit despre candidații, fie care sunt cu șanse, fie care sunt vizibili. Și ați spus că, deocamdată sunt câțiva cu șanse, contracandidați pentru Maia Sandu, dar mai există oare, vă întreb eu pe dumneavoastră, scenariul candidatului surpriză, pentru că, de exemplu, poate partidele de dreapta, în care am înțeles că deocamdată nu vedeți mare potențial, ar putea să producă un candidat relevant, sau noi cunoaștem scenariul candidatului surpriză care vine din partea partidelor cumva legate de domnul Șor. Deci ar mai fi un scenariu de luat în calcul sau nu, domnul Tăbuță? Vom vedea. Pe dreapta politică se coagulează un anumit proiect politic din patru formațiuni, însă tot cred că mai degrabă ținta acestui bloc politic electoral sunt alegerile parlamentare. Acum, practic, sunt adunate acolo toate partidele de dreapta care, haideți să spunem așa, nu au un trecut compromis, care fie că au fost la putere și au între timp și-au pierdut influența politică, cum ar fi, spre exemplu, platforma DA, sau alte formațiuni care au fost create mai nou, însă din anumite motive încă nu au luat foc, să spunem așa. Și s-a mers pe această ipoteză sau pe acest scenariu, nu că ipoteză, pardon, de a-i aduna pe toți împreună, că în așa mod poate să fie crescut ceva pe dreapta politică, chiar mai pe dreapta eșchierului politic decât este actual PAS, pentru a se ajunge la un anumit proiect politic care să acumuleze 10% și în sus. Asta parlamentar. Parlamentar. Vom vedea cum, care va fi formula lor pentru prezidențiale, care nu este așa de ușor. Sunt patru lideri acolo. Eu aș spune chiar cinci. Da, bun, pentru că locul are, am impresia, copreședință. Probabil, dar totuși cea mai vizibilă persoană este domnul Bujoreanu. Tot fost peledemist. Tot fost peledemist și el, apropo, el a mai rămas în peledemie chiar până acum 2-3 ani, el mai recent. Dacă nu mă greșesc, chiar o perioadă a fost și președintele interimar. Dacă înainte domnul Deacov să lăudă, dacă cam toți politicienii în Moldova sunt produsul, marca PD, acum domnul Filat poate spune că cam jumătate din scena politică a trecut prin PLDM. Probabil, dacă să vorbim de scena politică de dreapta. De dreapta și de centru tot, și la centru s-au mai aciuat. Domnul Tăbârță,
Alianța Dreaptă Unită din România e o formațiune, e un bloc creat în recent, din care face parte Uniunea Salvați România, PMP-ul, partidul fostul președinte Băsescu, acum e Tomac, și Forța Dreptei, au venit aici la Chișinău, s-au lansat, a fost domnul Carp, care am impresia chiar este membru a unuia din aceste partide, cel puțin la un moment dat a fost știrea că domnul Carp aderă la USR. Cum vi se pare această prezență? Ei, sigur, în vederea alegerilor parlamentare europene, vor organiza și pe teritoriul țării noastre, pentru că sunt cetățeni ai României aici, și organizează acțiuni. În general, întrebarea este mai generală. Este PD, Partidul Social Democrat, PSD-ul România, care are partener. Iată, parteneriat cu Partidul Național Liberal și au acest mariaj între ei cu candidat unic, iar Forța Dreptă este acel grup în frunte cu Ludovic Orban, care s-au desprins de la PNL-ul român și ei spunând că de fapt ei vor fi un partid liberal conservator, dar nu un partid liberal social, cum este actualul Partid Național Liberal în România. Așa, mai este și PAS-ul, care nu știm cu cine are relații mai strânse, eventual poate Klaus Iohannes, PNL-ul, dar nu știm exact. În tot cazul, cât de interesați sunt cetățenii moldoveni de aceste apariții ale partidelor românești, pentru că este greu, chiar și pentru comentatori, să urmărească în paralel două scene politice în profunzime. Dar minte pentru cetățeni. Nu, eu cred că un anumit interes este și am văzut cum la acele scrutine participau o bună parte din concetățenii noștri. Și noi nu putem să negăm numărul mare de cetățeni cu acte românești. Noi nu știm care sunt exact aceste cifre, se vorbesc că ar fi între 500.000 și chiar până la 1.000.000. Bine, cu bună parte din ei sunt plecați în afară, fie că locuiesc chiar în România, fie că sunt într-o țară europeană, însă sunt foarte mulți aici la noi care, sub o anumită formă sau alta, urmăresc sau nu urmăresc activ, însă ei vor să fie parte acestor procese politice. Și partidele politice din România la fel sunt partide care, sau toți sunt actori politici care nu subestimează orice vot. Mai ales că aici poate veni un vot destul de numeros în anumite situații. De obicei, în Republica Moldova, voturi multe obține un candidat carismatic care pledează pentru o apropiere, dacă nu chiar unire, între Moldova și România. Ne amintim de Băsescu. El era chiar votat masiv la noi. Am impresia că liderii politici din România, poate cu excepția lui George Simion, dar este vehement contestat, sunt mult prea tehnocrați și apalezi din punct de vedere politic pentru electoratul nostru. Știe electoratul nostru cine este lider la USR sau la această Alianță Dreaptă Unită? Știu ei chiar cine este Marcel Ciolacu? Auzit ei de acest lucru? Marcel Ciolacu, noi știm, că domnul Tăbărță, dar presupun că nu mulți... Nu, eu cred că Marcel Ciolacu știu, totuși este prim-ministru. Cine este lider la PNL? Eu trebuie să faci un efort ca să amintești că e fostul prim-ministru. Fostul prim-ministru, domnul Câțu. Nu, Cățu nu mai este. Nu, deja a plecat, da. Da, iată, îmi scapă numărul, generalul care a fost prim-ministru. Care e fost prim-ministru? Nicolae Ciucă. Nicolae Ciucă, așa. Deci e un experiment care ne arată un interes totuși scăzut pentru aceste... Da, domnul Orban a plecat când era domnul Câțu și era disputa între ei și ulterior a plecat și domnul Câțu. Asta eu vreau cumva să problematizez. Am impresia că apariția acestor partide totuși nu trezește un interes viu și ceea ce, din punctul meu de vedere, este chiar bine, că cetățenii noștri trebuie să fie preocupați de alegerile de România, nu din Moldova, nu de România. Dar, bun, nu știu dacă confirmați acest lucru. Nu, este un număr de cetățeni de ai noștri care, la sigur, urmăresc ce aici se întâmplă în România și chiar dacă nu urmăresc atent, vor să simtă parte acestor procese politice din România și, apropo, în așa mod, ei participă și la procese politice la nivel european, pentru că vor avea loc și europarlamentarele. Ori cetățenii, noi sau cetățenii Republica Moldova care au aceste aspirații pro-europene, ei în așa mod, sub o formă sau alta, se implică și ei în procesele politice la nu doar cele românești, dar la nivelul întregii Uniunii Europene. Ne-a rămas foarte puțin timp până la
final, dar dacă tot ați abordat europarlamentarele, luna iunie acestui an, aș vrea să vă întreb dacă ați înțeles ce a avut loc acum zilele acestea la Bruxelles. Am vorbit și cu domnul Borțan pe această temă care a fost joi, am impresia, și joi s-a luat sau nu s-a luat o decizie cu privire la Republica Moldova? Pentru că noi știam că în martie va fi o luată decizie cu privire la cadrul de negociere. Din ceea ce am auzit, dar tot așa pe diverse surse deloc oficiale, bun, pe Euractiv era scris că nu a fost indicat foarte clar data. S-a spus că cât mai repede cu putință cu Moldova să-i oferi Moldovei un cadru de negociere, dar nu s-a spus până la iunie, după iunie. Știți, noi care cândva am predat ambii științe politice, relații internaționale, înțelegem toată această procedură tehnică. Oricum suntem la procedura tehnică. Cadrul de negocieri este o procedură strict tehnică. Noi suntem din ceea ce am fost anunțați de către doamna Gerasimov și chiar și, dacă nu mă greșesc, de domnul prim-ministru Recean, suntem la această perioadă de screening sau de monitorizare a conformității legislației noastre cu cea europeană. În plus, trebuie de format echipa, trebuie format instituția. Faptul că noi avem acest birou al afacerilor europene, da, despre care n-am prea auzit în ultimul timp. Eu nu exclud că noi suntem la acea procedură tehnică și aici este în funcție de capacități de la noi ca să formăm, să fim gata pentru a începe aceste negocieri. Pentru că când începi negocieri, deja trebuie să ai și instituții create, trebuie să ai și o anumită claritate, ce faci, cum faci. Eu mai degrabă aș duce în zona tehnică, în această, pentru că această procedură tehnică, în funcție de capacități, poate să decurgă mai rapid, dar poate să decurgă mai lent. N-aș căta aici anumite subtilități politice sau de alt gen. Noi, în principiu, cam am încheiat, dar vreau să zic că aceste, chiar dacă e procedură tehnică, s-a trăgănat nu atât de către guvernarea noastră, pe care o putem amenda și de multe ori noi amendăm guvernările noastre pentru lentoare, pentru încetineală, dar de data aceasta nu s-a luat o decizie la Bruxelles, unde au existat voci că ar trebui după luna iunie să nu ne grăbim, ei să nu se grăbească să ne ofere acest cadru, ceea ce sigur că are și o dimensiune politică, asta înseamnă că în cadrul... Poate noi nu suntem încă gata, pentru că să începi negocierile trebuie să fii gata, tu trebuie să... Nu știu ce este acolo, portofoliu sau ce mai ești, să-l prezinți gata, eu sunt gata să începem. Noi, dacă nu suntem gata, cum poate fi luată această decizie? Că până la urmă, da, deși este o decizie tehnică, este și o anumită doză de politic. Noi când vom veni și vom pune toate cărțile pe masă, cărțile nu de jucat, dar cărțile care trebuie să facem temele și toate, și vom spune, gata, noi nu putem să începem acest negocier, probabil și ar fi luată această decizie. Domnul Tăbârțe, eu vă mulțumesc pentru participare. Din păcate, nu am reușit să abordez subiectul major al atacului terorist și a situației din Ucraina, dar, bun, sigur, am fost mai preocupați de a aborda subiecte de politică internă, care pentru noi tot rămân a fi importante. Poate cu altă ocazie vom discuta și teme de politică externă, pentru că ele, sigur, că sunt majore pentru țara noastră, chiar dacă noi nu participăm, slavă Domnului, nu suntem în mod direct implicați. Vă mulțumesc pentru aceste comentarii, vă aștept la alte emisiuni, vă spun la revedere. La revedere. Spun la revedere și telespectatorilor, cărora le urez o seară plăcută alături de cei dragi.